Uitați să-mi folosiți codul BOGDANAC56 dacă vă place ce fac și dacă vreți să aveți o zi frumoasă. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Înainte de a începe acest videoclip, vă mulțumesc pentru suma de 2000 de abonați! Yay! Maș, uite că am ajuns la suma asta de 2000 de abonați, nu credeam că o să ajung eu, dar uite că am ajuns. Bineînțeles că voi face videoclip special pentru că na. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați doar dacă vă place ce fac și hai să începem cu videoclipul special. Acum mult timp, de când oamenii nu aveau mașini și telefoane, se zvonea că undeva, prin pădurea Hoia Banju, exista o carte. O carte cu o putere ce nu poate fi descrisă în cuvinte sau fapte. Se spunea că doar un strălucitor a găsit cartea. El a ascuns-o de ochii muritorilor de rând. Doar un ales poate găsi cartea, ce va schimba viitorul omenirii. Joc să mai mă joc și eu. M-am jucat prea mult Fortnite. Bă, să mă joc Dota, să mă joc Metin. Habar n-am ia să caut vreun joc care îmi place mie. Bă, frăție, să strească neamul tău și familia ta. Ce doamne altul nu s-a auzit. Bă, nu știu ce să mai zic. Bă, mi-am făcut aici un pat. Că, de ce nu? Bun, hai că mă odihnesc și eu, că nu știu ce doamne artă mă am auzit. Odihnește-te-mi pace, băi, fiule. Bă, Bogdane, vin din trecut, bă, am ajuns în lumea voastră. Bă, Bogdane, trebuie să ne ajuți, bă, vin. Să-ți iau mărțul. Bă! Stai, bă, stai, mă, așa un pic, bă, am venit la furat, mă, ai venit la furat, stai, bă, ești un pic, bă, bă, ai venit la furat, bă, îți dau un pumn, bă, stai, bă, Bogdane, ascultă-mă, frate, o secundă, bă, frate, termină cu glumele astea, bă, te rog, eu mult de tot, ascultă-mă doar. Ok. Bă, Bogdan, nu-i timp de râs, frate. Viitorul în pericol. De ce africanii au rămas nemâncați? Se spune că e o carte care poate ajuta trecutul cât și viitorul. Dar un ales o poate citi. Tu ești acela, bă, Bogdane. Bă, veri. Bă, ori ești prost. Ori ai probleme cu cățile. Bă, frate, ce pana mea, mă, ce viitor, ce trecut, ce vorbești? Bă, Bogdan, trebuie să înțelegi, frate, întreaga omenire în mâna ta. A sosit timpul, bă, gata, plecăm în trecut. Bă, și frate, cum ne întoarcem în trecut? Lasă pe seama mea. Yeah. Here we go now. Yeah. Here we go now. Play with us before we melt. Everybody. Bogdan, ești bine, mă? Băi, frate, ce s-a întâmplat, mă? Bă, auzi, mai călătorim în timp? Gata cu călătoria în timp. Te rog, eu frumos. Nu vine simțit. O să ai bun simțul, frate. Hai, te rog eu frumos. Hai, lasă, hai să mergem în templu, că mi-așteaptă o grămadă de chestii. Păi bune, mă, fii atent că-și ne simți să mor eu. Te nu te scuip, fiți-ar templu de râs să-ți fie. Și dacă îți dau o palmă, te fac pastrabă. Templul cerului, lăcașul de rugăciune al împăraților, acum 2000 de ani în trecut. Și de aceea pantalonii noștri s-au schimbat, ai înțeles? Da. Bă, uite ce acolo, ești prost? Ce, doamne, vai, mamă!
Stai și puși numai asta, nu te mai întoarce la mine. Du-te, bine un pic. Așa, hai, hai, hai. Cei doi tineri încearcă să lupte la bine și la greu pentru acea carte magică. L-am vizitat cu gravitate. Hai, du-te! Mai ales tânărul fără putere. Tânărul i-a spus vrăjitorului să-i facă o frizură nouă, deoarece s-a plictisit cu cea originală. Vrăjitorul, ca prin minune, i-a făcut o frizură cum nu s-a mai pomenit. Tânărul fără putere a fost bucuros când a văzut ce frizură a avut. Într-un final, au ajuns în templu. Am ajuns. Templul ce? Wow! Bă, ce frumos e! Adevărat, noi ce căutăm în templu? Păi trebuie să găsim pe cineva care are grijă de templu. Ah, am înțeles. Bă, dar întrebare, ce faci cu bricheta aia? Adevărat. Bricheta asta? Să-l găsim pe ăla care are grijă de templu. A, păi hai să-l găsim. Hai. Dar întrebare, ce-i spui lui ăla? Spun să ne teleporteze unde este cartea. Auzi, mane, ai avut și tu o prietenă. Da, am avut o prietenă. O chem Laura. Era cea mai frumoasă fată de pe pământ. Eu cu ea ne înțelegeam atât de bine. Era un cuplu minunat. Din nefericire se pare că diavolul a atacat-o și a omorât-o. Am simțit așa de prost când a murit și n-ar trebui să mai spun, frate. Bă, îmi pare rău de tot că s-a întâmplat chestia asta. Lasă, frate, nu este nicio problemă. Hai să-l găsim pe ăla care are grijă de timp. Hai să mergem, că nu-i problemă. Stai! Mă, frații, ce limba vorbești mă acolo? În templu nu se vorbește limba română, se vorbește o altă limbă care nu o știi. Ok. Pregătește-te! Iar problemă. E, era să zic eu ceva. N-a dus-o la bine sau... Uite cartea! Unde? Wow! Ai mare grijă. Vezi cum citești, că dacă citești prost, am dat-o de nardă. Lasă, că știu să citesc. Are grijă, Bogdane. Ai mare grijă. Lasă, că știu să citesc. Sâmbătă și o duminică. Nu, am venit să luăm cartea. Dacă vreți să luați cartea, trebuie să mă învingeți. Și nimeni nu poate să mă învingă pe mine. Stai în spate, mă copilă de... Deci, vrei așa să luăm mai mult? Bă, dă-i frăție, dă-i! Vrăjitorule! Du-te! Nu! Nu vreau să te las aici! La carte! Te-am dus aici ca să iei cartea! Și s-o deschis! Continu fără mine! Alesule! Nu mai simt puterea, ultima mea dorință.
să se omor cu și pomul. Mă, ce vis a fost asta, mă, cu vrăjitor, cu teleportări, ce doamne arată. Ce ne mai îmi trimite mesaj la ora asta, ești nebun la cap? Sit to me!